Ioara Velicu primește semne de la soțul pe care l-a pierdut de 11 ani. Haideți să aflăm cum le interpretează ea și de ce crede interpreta de muzică populară că i-a apărut în vis. Eu, de exemplu, am avut un vis atunci când bărbatul meu s-a prăpădit. L-am visat că a venit, eram acolo în bucătărie și spunea, și eu zic, Doamne, că el era un mare carnivor, Dumnezeu să-l odihnească. A fost marele campion Martinescu, Nicolae, la lupte greco-romane și mi-a făcut viața excepțională. Și l-am visat și el a zis, Nicule, vino să mănânci cu tine, ți-am pregătit friptură, ți-am pregătit. Și el a zis că nu, vreau o felie de pepeni. Și atunci când am făcut pachete și când am dat de pomană, am cumpărat și pepene. Atunci când visezi pe cineva, trebuie să dai de pomană, așa cum este la noi în Moldova, că poate vrea ceva. Dau ce îi plăcea cel mai mult. Că nu poți să găsești. Nu știu dacă astea are vreo importantă, dar faptul că visezi pe cineva, ori ți-e dor, ori îi este dor. Mulțumesc lui Dumnezeu că de mine are cine să aibă grijă. Și asta este adevărat. Așa cum și am sunteți și norocoasă. Eu, de cei duși din familie, cum am și eu grijă de fiecare dată și păstrez obiceiurile și tradițiile din Moldova, așa am văzut și pe fata mea să-mi facă, dacă o fi. Eu mi-am făcut cât sunt acum în viață. Vi s-a întâmplat vreodată să primiți vreun mesaj de la o persoană apropiată care nu mai e printre noi, un mesaj de la Nu. Mi-aș fi dorit ca să-mi spună, de exemplu, mi-aș fi dorit ca bărbatul meu să-mi spună ce trebuie să-i mai dau, ce trebuie să mai fac, sau dacă e supărat, sau dacă... Nu, mi-aș